ajutorul lui Dumnezeu, vom reciti primele versete din Epistola lui Pavel între Colosene. Poate că cineva se întreabă, dar nu ne mai urmim o dată de aici. O să ne urmim. Însă, cuvântul pe parcurgem mai încet cuvântul lui Dumnezeu, poate îl vom cunoaște mai bine, mai bine. Apoi, așa cum mă vorba și cu fratele Mihai de vreme, nici ne gândim. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către sfinții și frații credincioși în Hristos care sunt în Colose. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi. Și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții. Din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Și aceasta în ziua în care ați auzit și ați cunoscut Harul lui Dumnezeu în adevăr. Cum ați învățat de la Epafras, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi. Și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duh. Înainte de a ne aplica asupra textului, aș vrea să fac o scurtă introducere. Epistola lui Pavel către Coloseni este o scrisoare a Apostolului Pavel în care se prezintă cu numele și slujba sa, semnându-se personal, așa cum reiese din primul și ultimul verset al epistolei. Conducătorul bisericii din Colosei, Epafras, l-a vizitat pe Pavel la Rom și a descris situația din Colosei. Prin această epistolă, Apostolul Pavel dorea să-și aducă contribuția astfel încât biserica din Colose să rămână întemeiată pe învățătura corectă și să crească. Colose, în provincia romană Asia Mică, era un oraș pe Valea Nicos, renumită pentru fertilitatea ei. Situat pe unul din drumurile comerciale cele mai cunoscute, Colose era un oraș bogat și învăitor, unul dintre cele mai renumite orașe din Asia Mică. Pe cât se pare, biserica din Colose a fost înființată de Epafras sau a luat naștere în urma propovăduirii sale. Și Pavel însuși nu a ajuns niciodată acolo. Pavel a scris epistola către Coloseni spre sfârșitul perioadei sale de detenție la Roma, în jurul anului 62-63 după Domnul Hristos. Tot în această perioadă a scris epistolele către Filimon, Efesen și Filipeni. Tihic este cel însărcinat să ducă scrisoarea la destinație, însoțit fiind de sclavul fugar, dar acum convertit Onisim din Colose. Epafras i-a descris lui Pavel situația din Colose. Învățătorii eretici din mediul iudaic, în Colose exista o mare comunitate iudaică, au adus intrigi în biserică și căutau să înșele biserica la o nouă formă de legalism. Ei propovăduiau faptul că la mântuirea de plină nu se poate ajunge decât prin respectarea legilor evreiești cu privire la mâncare, la sărbători, la ritualul circumciziei, de fapt prin ținerea legii. La numai Hristos, ei adăugau vechea cale iudaică și legea.
În același timp, în Colose existau și învățători eretici, gnostici. Aceștia proveneau din mistica orientală și filozofia greacă. Învățătura lor era Hristos și. Hristos și cunoașterea pentru cei inițiați. Hristos și îngerii mijlocitori necesari. Hristos și așteza se vede. Cine se atinge însă de numai Hristos, acela subminează temelia. Și Apostolul Pavel li se împotrivește tuturor acestora cu hotărâre și claritate. El nu disecă ereziile în detalii, așa cum face la urmă Ioan. El nu-și pierde vremea cu el, ci el îl descrie pe Domnul Hristos coloselilor în toată slava și plinătatea sa și întărește împotriva oricărei amăgiri. Epistola către Coloseni este o epistolă cristică. Hristos și numai El este tema și conținutul ei. Într-o primă parte, Apostolul Pavel îl descrie pe Domnul Hristos în plinătatea sa. El este cel din tâi în creație și mântuire. El este capul. Pe El îl propovăduim noi, declară El în capitolul 1, versetul 28. Toate celelalte sunt erezii. Ce rost să mai aibă aici înțelepciunile omenești? Lumea nu face altceva decât să continue să-și silabisească vechiul ABC al deșertăciunii și păcatului ei. Epistola către Coloseni este la fel de actuală și astăzi. Înșelarea bisericii din vremea de la urmă începe și astăzi cu persoana Domnului Iisus Hristos. Biserica sau comunitatea care nu rămâne în Domnul Iisus se mai poate numi biserică. Dar ea nu va mai fi atunci o biserică creștină. Lăsăm o parte aceste aprecieri generale, să ne aplecăm puțin asupra textului. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către sfinții și frații credincioși în Hristos care sunt în Colose. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Iată-l aici pe Pavel. El este un sfânt pentru că a fost chemat, a fost apucat și însărcinat de Domnul Iisus Hristos. Voința și drumul lui au fost cu totul altele. El a fost un fanatic religios iudeu, zelos, ori în lupta lui pentru Dumnezeu. El a vrut să-i demonstreze lui Dumnezeu propria lui sfințenie pe care și-a câștigat-o singur. Aceasta însă a ținut numai până la porțile Damascului, acolo unde l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos cel înviat din morți. După această întâlnire, Apostolul Pavel a fost transformat dintr-un religios, dintr-un fanatic religios, într-un sfânt, apostol și rob. În Pavel s-a împlinit astfel voia lui Dumnezeu, însă nu în mod silit. Pavel a răspuns cu da la voia lui Dumnezeu și a intrat conștient în slujba Domnului Iisus Hristos. Epistola către Coloseni este dovada acestei slujiri pe care Apostolul Pavel o împlinește cu plăcere. El îl descrie pe Domnul Iisus coloselilor. Conștiința lui de sine devine conștiință de Hristos. Propria lui persoană nu mai este importantă pentru el. Înainte de orice altceva, este Domnul său. El este cu adevărat un sfânt, deportat în întregime Domnului său. Iată și biserica creștină din Colose. În acest oraș al spiritualității grecești, cei ce fac parte din ea sunt numiți de Pavel Sfinți. Aceasta nu este
o afirmație a calității, ci a relației cu Dumnezeul cel Sfânt, care a chemat în Iisus Hristos la slava sa veșnică. Ei trăiesc în Domnul Iisus Hristos. În felul acesta ei sunt și frați unii cu alții, strâns uniți în părtășia aceleiași credințe în același Domn, Domnul Iisus Hristos. Ei sunt martorii Lui în Colose. Urarea pe care le-o face Pavel Sfinților din Colose, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos, este tocmai ceea ce dorește și Dumnezeu pentru ei. Dumnezeu dorește să acorde acestei biserici mântuirea sa de plin. Același lucru îl dorește Dumnezeu pentru noi toți. El face lucrul acesta prin Domnul Iisus Hristos. Harul a devenit persoană în Domnul Iisus. Harul nu este numai o atitudine de îndurare. Este eveniment. Eveniment mântuitor. Venirea Domnului Iisus Hristos în lume, suferința, moartea și învierea sa glorioasă din morți, acesta este harul. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Din punct de vedere biblic, și pacea este o persoană. El este pacea noastră, citim noi în Efeseni 2:14. Domnul Iisus nu vestește numai har și pace. El este har și pace. Cine are pe Domnul Iisus Hristos, are har și pace. Cine are pe Domnul Iisus, are harul lui Dumnezeu. Cine are pe Domnul Iisus, are pace în mijlocul tuturor frământărilor din lumea aceasta. Și acesta este cuvântul pe care îl avem noi de la Dumnezeu, tocmai în zile ca acestea. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi. Ca de fiecare dată în epistolele sale, Apostolul Pavel mulțumește pentru biserică. Dincolo de această afirmație stă obiceiul concret de a se ruga. Observăm că Apostolul Pavel nu spune mulțumesc, ci mulțumim. Aceasta înseamnă că se ruga împreună cu ceilalți colaboratori ai săi. Biserica din Colose era pe lista lor de rugăciune. Ne rugăm neîncetat pentru voi. În cugetarea, râvna și voința lor, ei trăiau în și din dialogul cu Domnul Iisus Hristos. Neîncetat nu este o floritură retorică, ci termenul caracterizează trăirea zilnică în prezența lui Dumnezeu. Împreună cu colaboratorii săi, Apostolul Pavel mulțumește lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos. Acesta este numele întreg nou testamentat de mântuitor al lui Dumnezeu. El este Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos. Prin Domnul Iisus, Tatăl și-a dus la îndeplinire planul de mântuire. În Domnul Iisus, noi recunoaștem de atotputernicul Dumnezeu ca Tată și solicităm ajutorul. Pavel este informat și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți Sfinții. Epafras i-a relatat lui Pavel situația din Colose. Numai cine este informat se poate ruga și poate mulțumi corect. Adesea rugăciunile noastre sunt mult prea generale. Aceasta arată superficialitatea noastră și, în ultimă instanță, lipsa unei dragoste adevărate. Cine iubește vrea să știe exact
Numai atunci se poate ruga cu un scop precis. Apostolul Pavel se lasă informat și ascultă cu atenție. Numai în felul acesta poate să intervină înaintea lui Dumnezeu pentru biserica din Colose și să vină la ea cu mustrări și sfaturi. El trăiește ceea ce spune. Dacă mădular suferă, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. 1 Corinteni 12 cu 26. Din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei. Aceasta este cea de-a treia atitudine creștină de bază, pe lângă credință și dragoste, nădejde. Nădejdea în desăvârșirii noastre, a strângerii noastre, împreună cu toți cei răscumpărați, în slavă, într-o părtășie neîntreruptă cu Domnul Iisus. Și vom fi pentru totdeauna cu El, citim în 1 Tesaloniceni 4 cu 17. Din punct de vedere biblic, nădejdea aceasta nu este o năzuință nedefinită. Nu se știe nimic sigur, se spune în popor. Și este o încredere sigură în promisiunile lui Dumnezeu, despre care citim în Tit 1 cu 2, 2 cu 15, 1 cu 1 cu 3, Evrei 7 cu 19, 11 cu 1 și în alte locuri. Care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr. Evanghelia, cuvântul adevărului, a ajuns în Colose, însă nu prin Apostolul Pavel, ci prin Epafras. Apostolul Pavel se situează aici, în spatele lui Epafras. Însă este vorba, chiar dacă n-au primit Evanghelia de la el, este aceeași singură Evanghelie propovăduită și de Apostolul Pavel. Aceasta respinge toate ereziile și pe toți învățătorii eretici care au cântuit în vremea aceea prin Colose. Evanghelia i-a trezit pe propovăduită de Epafras, i-a trezit pe coloseni la credință, a adus roade, astfel încât s-a putut înregistra și o creștere în credință. Și astfel colosenii au putut să cunoască harul lui Dumnezeu. Din ziua aceea, expresia aceasta scoate în evidență schimbarea produsă de Evanghelie. Este vorba de acea schimbare radicală pe care Biblia o numește pocăință, convertire sau naștere din nou. Nu este vorba aici de o schemă. Potrivit căreia convertit este numai acela care poate numi momentul convertirii sale. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu lasă timp de gândire. Adesea are o perioadă lungă de acțiune, însă în cele din urmă omul trebuie să răspundă cu da la întrebarea. Ești un copil al lui Dumnezeu? Am zice că Dumnezeu nu se grăbește cu noi. Ne lasă timp de gândire. Ne lasă timp să ne pocăim. Așa cum citim și în cartea Apocalipsei. Că Domnul Iisus lasă timp de gândire, lasă timp de pocăință pentru biserică. Cum ați învățat de la Epafras, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi. Epafras, în românește cel fermecător, a primit în Colose însărcinarea misionară a Domnului Iisus din Matei 28 cu 20. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit.
și așa au învățat Coloseni. Aici nu este vorba de o cunoaștere intelectuală. Este vorba de cunoașterea vieții care conduce la o viață nouă, la o gândire nouă, la un nou mod de viețuire. De fapt, asta a dus probabil la credință în urma propovăduirii lui Pavel la Efes, așa cum reiese din Fapte 19. Apoi a dus mesajul Evangheliei în Colose, orașul său natal, precum și în Laodiceea și Ieracule, așa cum reiese din capitolul 4, versetul 13. Evanghelia are ce-i drept o mare putere în ea însăși. Însă Dumnezeu îi învrednicește pe cei care îi cheamă ca ei să devină mărturii săi, purtătorii săi de cuvânt. Și așa a devenit Epafras. El și-a pus întreaga viață în slujba Evangheliei. S-a dedicat în întregime lucrării acesteia de proclamare, de propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu și devenind în felul acesta un colaborator al lui Dumnezeu în lucrarea noii creații, așa cum citim în 1 Corinteni 3:9. Denumirea tovarăși de slujbă întărește lucrul, ne adevărește lucrul acesta. Iar expresia prea iubitul afirmă o legătură strânsă cu Apostolul Pavel. Ea însă nu este o înfloritură amabilă. Epafras era, într-adevăr, un tovarăș de slujbă al Apostolului Pavel, un loial împărăției lui Dumnezeu, un om care slujea Domnului Iisus Hristos, iar cei care slujesc Domnului Iisus Hristos sunt preaiubiții Lui. Ce frumos ar fi dacă în stările noastre de vorbă am putut să spunem și noi când vorbim despre alții, preaiubitul meu frate, sau preaiubita mea soră. Desigur că aceasta ne constrânge în dragoste la o slujire cu credincioșie a Domnului Iisus Hristos. Și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duh. De aceste cuvinte, Apostolul Pavel întărește încrederea Bisericii din Colose în Tatăl ei spiritual. Vizitându-l pe Pavel la Roma, Epafras i-a relatat situația din Colose. El nu i-a vorbit de rău pe Coloseni, așa cum facem noi uneori când mergem din alte părți, ci i-a vorbit despre dragostea lor față de el, față de Apostolul Pavel. Observăm aici că Epafras nu este nici invidios și nici gelos, că frații lui în credință din Colose îl iubeau atât de mult pe Apostolul Pavel. Și desigur că în strâmbtorarea lui, Apostolul Pavel s-a simțit mângâiat și întărit. Că bisericile se gândesc la el, simt împreună cu el, sunt și rămân unite cu el în dragoste. Dragostea produsă de Duhul este cea care îi însuflețește pe Sfinții din Colose, iar în această împrejurare ei iau venirea să-l salute și să-l întărească pe Apostolul Pavel în strâmbtorarea lui. Din punct de vedere biblic, credința, nădejdea și dragostea sunt inseparabile. Credința devine activă în dragoste, iar dragostea se hrănește din nădejde. Nădejdea aceasta însă nu este un dor nedefinit, este o încredere sigură în promisiunile lui Dumnezeu. Este o trăire plină de bucurie înspre un viitor așa de fericit. Și de aceea, această nădejde ne marchează viața încă de aici, de pe pământ. Nu este o fugă de lume, ci o modelare a lumii. Nădejdea are un conținut bogat, revenirea Domnului Iisus Hristos, desăvârșirea bisericii, împărăția de 1000 de ani, absența morții, a păcatului și a suferinței, îndăturarea lui Satan, judecata lumii, un cer nou și un pământ nou.
Aceste lucruri ni le-a descoperit Dumnezeu prin cuvântul Său. Și colosenii au putut să priceapă acest bun nădăjduit. Și lucrul acesta îi motivează și îi călăuzește. În această lume copleșită de frică și care se îndreaptă clătinându-se spre prăbușire, noi credincioșii suntem oameni ai nădejdii. Ai unei nădejdi așa de fericit. Suntem încă în lume. Și câtă vreme vom mai rămâne aici, avem datoria sfântă să facem tot ce ne stă în putință ca această nădejde fericită să încolțească și în alte inimi și Domnul Iisus. Amin.